n-am soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezauri de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit, vă spune Emil Badea, de aici, din studiourile televiziunii Accent TV Târgu Jiu. Astăzi seară, la zi de sărbătoare, avem și noi invitați tot așa de sărbătoare, o seară specială, pentru că lansăm în premieră un album aici la Accent TV. Dar înainte să începem să vorbim despre acest lucru și despre invitații care am astăzi seară, vreau să urez un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care astăzi sărbătoresc, celor care poartă numele de Sfântul Andrei. Am lângă mine doi artiști valoroși, doi artiști îndrăgiți de public și de către dumneavoastră, care vin din zona Doljului, mai exact de la Catane și de la Mălăiești Goiești. Este vorba despre o interpretă foarte îndrăgită de către dumneavoastră și nu mai măresc suspansul, Nicoleta Panta, și vine astăzi seara alături de dumneaei cu un instrumentist foarte bun și foarte apreciat la noi în Oltenia, domnul Constantin Dulgheru. Bună seara și bine ați venit alături de mine în această emisiune frumoasă, se numește Tezauri de Folclor, aici la Accent TV. Trebuie să spunem că telespectatorii noștri ne pot urmări și pe Facebook, pe pagina televiziunii Accent TV. Pot să intre în direct cu noi la 0356414410. Dar îmi pot trimite și mie mesaje pe pagina mea oficială de Facebook, Emil Badea Oficial. Telefonul nostru deja a început să sune, dar o să stăm puțin până a discuta cu dumneavoastră. Bună seara și bine ați venit, mă bucur. Bună seara, domnule Emil. Bine v-am găsit. Mulțumim de invitație. Cu mare plăcere. Bună seara la toți telespectatorii televiziunii Accent TV. Și dați-mi voie să le urez și eu la toți sfinții de astăzi seară, sfinților Andrei și Andreea, la mulți ani, să fie sănătoși și tot ce își doresc în viață să-și realizeze. Da, domnul Dulgheru, bine ați venit. Mă bucur că sunteți alături de mine astăzi seară. Avem și o bucurie pentru care ne-am întâlnit aici astăzi seară. Bine ați venit și dumneavoastră. Bine, bine v-am găsit, sau bine v-am regăsit. E a doua oară când venim la dumneavoastră în studio. Și acum am venit cu mare plăcere, fiindcă într-adevăr reușim să lansăm acest CD la care am contribuit împreună cu Nicoleta. Avem fiecare câte 10 piese. Vă spun și dumneavoastră, bună seara, stimați telespectatori, la mulți ani pentru cei care sărbătoresc astăzi. Și unde era cel mai bine să lansăm un CD? În inima muzicii populare românești, adică în Târgu Jiu. Aici, la Gorj. La Gorj. Trebuie să spunem că albumul se numește În casa omului bun. Nicoleta Panta și Constantin Dulgheru. Este lansat la casa de discuri Emi Events Music, casa de discuri pe care eu o reprezint. Este un album deosebit și acum de sărbători. O să-l găsiți în toate magazinele de specialitate, cu pregădere în spațiile de comercializare ale Emi Events Music. O să rog colegii mei să iau un prim plan aici cu albumul. Eu cred că este o bucurie de sărbători acum să achiziționați acest album. Ia uitați ce copertă frumoasă. O să și deschid. Este ceva deosebit. Și la exterior, dar și în interior, sunt cântece frumoase pe care
publicul sper să le, să le primească cu mare drag. Eu le-am și ascultat. Trebuie să vă spun că am ascultat tot albumul de la cap la coadă în mașină, în drum chiar spre Craiova. Și am rămas plăcut impresionat și de cântecele doamnei, dar și de suitele noastre instrumentale, care sunt foarte frumoase și cu măestrie realizate. Am văzut... Da, vreau spuneți. Să mai adaug ceva, dacă îmi dați voie. Cu mare plăcere. Textele au fost din partea doamnei Jeni Nicolau, care a lucrat. Da, iar, o salutăm și pe doamna Jeni dacă ne vede. Iar orchestrația a fost realizată de domnul Marian Bucosu. Pe care, Bucosu de la Răcari. De la Răcari, pe care îl salutăm și pe, salutăm, da. Și pe dumnealui. Băieții mei din regie îmi fac semne disperați că sunt telefoane. Am zis să facem introducerea puțin în această emisiune, să vorbim puțin despre acest frumos material, despre o realizare foarte frumoasă a dumneavoastră și, așa cum spuneam, frumos și la exterior și la interior acest album. Eu sper din tot sufletul să meargă foarte bine în casa oamenilor. Mulțumim. Acum de sărbători. Mulțumim mult pentru aprecieri. Mulțumim. Și aș vrea să completez. Pozele au fost făcute de Tipi Olteanu, un fost coleg de serviciu de al nostru și foarte bun meseriaș care se ocupă de... Chiar specializat foarte... pe așa ceva și știu că are o carte de vizită foarte frumoasă, întreabă. Foarte bună. Am vorbit cu băieții de la Grafică care au realizat acest album și chiar a fost niște poze reușite. De altfel se vede și produsul final. Este un album foarte, foarte reușit. Haideți să nu lăsăm niște respectatorii noștri să intrăm în legătură directă cu dumnealor și mai vorbim mai încolo, da, pe parcursul emisiunii despre acest album. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Emil Badea! Salut, mâna! Și invitațiilor dumneavoastră! Bună seara, domnule! Aș dori să fac și eu niște dedicații. Sunt puse pe scrisă de la Turcinești. Să, doamna Pușa, mai ușor puțin televizorul mai încet, da? Și rog și băieții, da, din regie să-mi dea boxele mai încet un pic. Aș vrea să fac niște dedicații, în primul rând, pentru fața mea, Inala, de la Bumbejiu, da, pentru soțul meu, Gelu, pentru doamna Eugenia Gârdu de la Turcinești, da, și pentru domnul Nicu, de la Bumbejiu, cu toată familia. Vă doresc o seară minunată și tot ce vă doriți în viață să fie și pentru toți Sfinții Andrei și Andreea. Doamne ajută pentru toată lumea. Astă seară o să cânte aici doamna Nicoleta Panta și domnul Constantin Dulgheru. Pentru... Da, abia aștept să-i ascult. Da. Vă mulțumesc mult de tot, o seară bună. Un cuplu muzical reușit, zic eu. O seară frumoasă la toată lumea. Salut și eu pe moșul, pe domnul Adrian Bobină, care m-a sunat acum în direct, știu că se uită la noi, dar nu pot să răspund aici. Înțeleg că mai avem un telefon, da, până se face legătura. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Și frumoase emisiuni, cât mai frumoase, și la invitații dumneavoastră. Toate melodiile din seara asta să fie pentru soțul meu Costel Motoiș, pentru părinții mei Zinca Eleonora, Gheorghe, da, și pentru familia Talabă, Georgiana, Claudiu și Sebastian, din partea lui Daniela Motoiș. Cu mare drag, doamnă, pentru toate emisiunile să fie și frumoase emisiune. Vă mulțumim frumos pentru apreciere, ne bucurăm că eu personal mă bucur că sunteți aici alături de mine în fiecare joi, începând cu ora 20 și 15 minute. Da. Și ce să zic, sper ca să nu dezamăgim pe urmăritorii noștri, pentru că încercăm să aducem aici numai oameni valoroși, așa cum avem și astă seară, da? Da, da, da. Bine, să rămână, o seară bună. La revedere. Încercăm să dăm posibilitatea la cât mai multă lume astă seară să intre în direct cu noi, mai ales că este zi de sărbătoare, Sfântul Andrei. Și noi lansăm acest album
în premieră aici la Accent TV, în inima Gorjului. Telespectatorii noștri nici în această seară nu se dezic. Vreau să spun că Tezaur de Folclor este una din cele mai urmărite emisiuni din Oltenia și, să zic, și la nivel așa regional de țară, e pe unde se prinde toată lumea să uite aici, Joia. Alo, bună seara! Alo, bună seara, Vărule! Bună seara! Vărule, te așteptam la Bucureasa, la un tocan de oaie. Când îl facem? Când îl facem acum de sărbători, Vărule. Îl facem. Cu cine vorbesc, zic, ca să știe lumea? Cu Amelia Bodea. Așa, Amelia. Cu verișoara care ai luat-o pe toamnă oaia. Așa. Am luat de la Amelia o oaie și am făcut-o un tocan și un proțap. Când a fost doamna Ileana Lăceanu aici, i-am spus că să nu mă provoce, că știu să fac tocan de oaie și ca la ea acolo la Crazna, așa. Și am făcut un tocan din oaia aia. A avut vreo 32 de kilograme, 33, nu? Cam așa, Vărule. Cam așa. Așa. S-a mâncat toată. Zi repede că ne grăbim, Amelia. Multă sănătate. Ție și la întreaga familie, să trăiască toți finii. Mulțumesc. Și să faci un program frumos unde ești invitat să cânte anul nou. Și da, nu pot să fac reclamă în... Era să o comit, nu pot să fac reclamă în emisiune, dar se vede pe postul Accent TV, se vede reclama, spoturile care sunt unde o să cânt eu de Revelion, da? Și aș vrea să iau numărul tău de telefon să ținem legătura, că la soțul meu Ion i-a făcut mare plăcere să vă aibă în față-față. Mă bucur. Unde sunteți voi acum, la Bucureasa sau la Crazna? Vărule, eu acum sunt momentan cu văcuțele la Crazna și soțul meu e în cursă. Mi-o face curse lungi cu cărbune. Foarte bine. Taci din gură, nu mai spune la lume că e plecat soțul, că chem lumea pe acasă. Hai! Lasă, că nu știu cine sunt, cum sunt. Dar important e că îmi sună gradul de rudenie împreună cu tine. Așa, foarte bine. Hai, o seară frumoasă, vorbim. Să îți lase să iei, nu... Bine, s-a întrerupt, a închis băieții. Mă găsești pe Facebook, pe Emil Badea Oficial, scrie acolo și mă găsești acolo și vorbim acolo tot ce vrei. Prietenii sunt mulți, oamenii sunt mulți care intră aici în direct cu noi. Haide să nu... că timpul trece foarte repede. O să luăm colegii mei să pregătească 3 piese cu invitații mei din această seară, să vadă oamenii că nu am vorbit degeaba, să vadă oamenii să ce... Să le mai și cântăm, da. Mostrăm, și să le oferim toate piesele din această seară, să le ajungă la inimă. Cu mare drag, eu o să vă rog să mergeți să cântați acolo, la locul de cântat. O să rog colegii mei să pregătească tot. Salutăm și prietenii de pe Facebook, văd că sunt ceva aici, vă salutăm, dragii noștri, de oriunde ați fi din toată lumea, vă mulțumim că vă uitați la noi și oricine vrea poate să intre aici în direct cu noi pentru a transmite gânduri bune și urări de bine celor care astăzi serbează ziua tuturor sfinții, celor care poartă numele Sfântului Andrei, le urăm și noi tot bine din lume și numai bine. Nicoleta Panta și Constantin Dulgheru. Nu plintește
Da, foarte frumos. Ne-a cântat doamna Nicoleta cu masa e plină de bucate. Așa e și la noi aici. Noi deja ne-am și pregătit pentru atmosfera de sărbătoare. După cum vedeți, am împodobit brazii, am umplut masa, având în vedere că mâine este 1 decembrie. Deja intrăm, o ținem din sărbătoare în sărbătoare. Da, o ținem din sărbătoare în sărbătoare până după Sfântul Ion. În toată perioada asta o să fie aici invitați numai artiști valoroși și tineri interpreți ce bat la porțile afirmării. Așa, ziceam că ne-a cântat doamna Nicoleta de sărbătoare, așa, dar ne-a cântat și domnul Dulgheru, sârba lui Dulgheru. Ați văzut? Ninu-ți vine să stai jos, vine să o iei așa, să jur, mai ales că azi e sărbătoare, dacă mai băurăm și un pahar. Joși prin casă singur. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Emil! Să rămână! Bună seara! Să rămână! Bună seara și invitațiilor dumneavoastră! Eu jucai o sârbă pe aici! Foarte bine! Frumos. Foarte bine! Asta seara e seară mare și a dus alăți interpreți de valoare în fața noastră, domnul Emil! Da, am adus un cuplu muzical aici de excepție! Da, am văzut și le mulțumim că vin în fața noastră să ne îmbucure sufletele și să uităm de necazuri. Au venit tocmai de la Craiova, mai ales că vremea asta e cum e. Acum dânsii s-au pus pe drum și au venit la noi aici ca să-i ascultați noastră. Da, Olteni curat! Da, mulțumim, repede! De pe Valea Amaradei, doamnă. Și de pe Valea Dunării. Da. Camaradea pleacă de la masă de aici și în drumul ei ajunge și pe la Mălăiești, de unde vin eu. Da. Goiești, păi ați trecut pe... ați trecut pe partea alălaltă, nu pe la mine pe aici. Păi nu știu, dumneavoastră, din ce zonă? De unde sunteți? De la Motru. De la Motru. Sunt de la Motru. Am înțeles, da. Am venit... că ni s-a părut, am mai venit o dată tot pe drumul, pe traseul ăsta, ni s-a părut mai scurt și mai simplu. Da. Doamna Cati, Emil. Da, repede ca să mai luăm și alți telespectatori, că e zi de sărbătoare. E, miercuri e un Sfântul Nicolae, pe cuscra mea o cheamă Nicolita. Aia, salutăm pe toată lumea de Sfântul Nicolae. Și pentru copiii mei, pentru noră, băiat, nepot, ginere, fată, nepoată, pentru familia Catană, pentru familia Croitoru din Rudina Balad și pentru doamna doctoră Deaconescu din Târgu Jiu cu familia dânsei și pentru dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și domnul cu doamna să mai vină în casele noastre. Cu mare drag. Cu mare plăcere. Mulțumim mult. Mulțumim frumos pentru telefon. O seară bună. O seară bună, numai bine. Am și eu doi Nicolai, cum să spune. Am și pe copilul meu care îl cheamă Nicolae și pe soția mea, Nicoleta. Sărbătoare dublă. Da, mulțumim. Fie sănătos, să vă trăiesc, să fie sănătos. Mă uitam aici pe Facebook, ne urmărește lumea și pe Facebook. Salutăm pe domnul Gigi Băzăvan. Ne salută pe Oproiu Ion, Florii Dumitrescu, Ana, Adriana, Băloi Nicolae. Îl salutăm pe Bobiță, Magda Iepure, salutăm pe toată lumea, uite, se uită lumea la noi. Spuneați că veniți din dumneavoastră de la Catane și domnul Dulgheru de la Mălăiești. Da, chiar vreau să mai adaug, deci dacă chiar venim unul dintr-o zonă și altul din altă zonă, noi locuim în Craiova. Da, păi... Deci oamenii să știe că locuim în Craiova și... Unde cine vrea să vă... Bine, dumneavoastră activați în toată țara, nu numai în Craiova, dar acolo locuiți. Locuim, da. Cine vrea vă poate contacta pentru evenimente, pentru spectacole, pentru tot felul de... Avem pentru formație, se numește Formația Constantin Dulgheru. Ne pot găsi pe Facebook. Foarte pe bine. Pe pagina fiecare avem... Paginile de Facebook, da. Acum s-a facilitat foarte mult... comunicarea, socializarea prin Facebook, asta e mult mai ușor. Poate că n-a fost rău că am accentuat zona în care venim și în care am copilărit, de fapt, care își pune amprenta pe repertoriu efectiv, pe ce prezint mai departe în viață.
Are... E imposibil să te rup de zona aia, deci n-ai cum. Indiferent unde ai merge, și tot foarte bine rămâne în suflet locul unde ai copilărit, locul unde ai început să activezi, locurile dragi nouă, nu putem să... Și cel puțin mie îmi face plăcere întotdeauna să amintesc de zona din care vin, să-și facă deja oamenii o imagine a zonei respective. Locuri frumoase și în zona... și în zona Dojului și aici în Gorj. Dacă tot spuneam unde pot să vă contacteze oamenii, să știți că și în interiorul acestui CD-ul, cel mai nou CD-ul lansat acum, e cald, cald, călduț. Mâine pleacă mașinile să-l distribuie peste tot în toată țara. Aveți aici în interior și numerele de telefon ale ambilor artiști. Deci eu vă recomand din suflet acest album. Așa. Ca să-l vadă băieții. Și CD-ul. Niște poze extraordinare, spunea domnul Dulieru că un coleg de-al dumnealui. Da, este vorba de Adriana și Tibi Olteanu din Craiova. Îi cunosc din Craiova foarte mult și știu. Ce să mai... Luați acest album de sărbători să ascultați muzică bună. Domnul Emil, aș vrea să completez. Vă rog. O caracteristică a albumului, așa cum o văd eu acum, mă rog, e judecata din interior, să zic așa, nu exclude nici criticile, nici orice sugestie care vine să îmbunătățească treaba asta, e binevenită, dar ca o concluzie personală, eu cred că este foarte dinamic, un album foarte dinamic. S-a și văzut, adică aveți piese. Foarte bun, care merge la petreceri, la joc, atunci când ai chef să te miști puțin, sunt când cântece, puține calorii, cred că e foarte bun. Eu din ce am ascultat sunt cântece de toate... Foarte ritmate. Cum să spun? Pentru toată lumea, din ce am auzit eu pe album. Și aveți, într-adevăr, cum spuneți, aveți așa o precădere către dinamism. Este foarte... cum să spun eu, incită oamenii la joc. Mai ales că sunt multe instrumente aici. Deci e vocea, vine un instrument, urmează pe urmă alt instrument ca să nu plictisească și așa mai departe. Deci nu vine saxofonul după saxofon. Urmează Nicoleta, după Nicoleta vine fluierul pe urmă. Am văzut, aveți... Iar Nicoleta pe urmă vine cavalul. Pe urmă iar Nicoleta vine saxofonul. Și uite așa. E o dinamică permanentă ca să nu plictisim. Încălzește urechea. Așa ne-am gândit, sunt decât două piese de ascultare, pentru că așa am prins pe acest album. Ascultare, exact. Avem decât două piese. E prea puțin. Nu este puțin, este exact cât trebuie. Da, să fie mai dinamic. Avem telefon, în tot fac băieții semne. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Emil! Bună seara! Ați în ură spre linie o grămadă de timp. Am vorbit noi prea mult. Am vorbit prea mult. Ce să facem, doamnă? Trebuie să mai și prezentăm, să mai și vorbim, că asta este. Bine că ne-am prins. Alo, spuneți. De la Sadu vă deranjez, Ginca. Da, doamnă. Aș vrea și eu o dedicație. Apropo la ce a spus, să știți că a stat pe linie, dar nu plătiți nimic, nu e tarif suprataxă, deci nu e taxat, da? Nu e, nu-i vai, dar eram nerăbdătoare. Păi nu, dar să știe toată lumea că aici la noi poți să sune că nu ia ca la numerele alea. Știți mai asta cu un... Da, e tarif normal, știu. E tarif normal, acum ne-a dat, slavă Domnului, ne-a dat ăștia minute să vorbim. Spuneți! Nelimitat. Da, nelimitat. Vreau și eu o dedicație pentru fiinul meu, care are, îl sărbătorește ziua de nume, îl cheamă Andrei. Da. Pentru că tot vine Sfântul Nicolae. Vreau să dedic și nurorii mele plecată în Italia, care o cheamă Nicolița. Da. Și pentru invitata dumneavoastră, Nicoleta Pantă. Vă mulțumesc la mulți ani. Poartă numele nurorii mele. Mulțumim. Și toate melodiile din această seară să fie pentru toată lumea care își sărbătorește numele de Andrei, de Andreea. Și pentru toată lumea care mă cunoaște. Să fie, doamnă, pentru toată lumea. Doamne ajută să fie toată lumea bine. Rămâneți alături de noi, doamnă, să ascultați pe invitații mei din această seară și de ce nu rămâneți pe postul Accent TV, pentru că în perioada următoare o să fie aici un program special de sărbători. Toată perioada sărbătorilor o să fie numai muzică bună și invitații pe măsură. O să luăm... o scurtă pauză de publicitate, că ce să facem? Publicitatea e necesară într-o televiziune.
din asta trăiește o televiziune. După care o să intre direct să ne cânte doamna Nicoleta Panta și domnul Constantin Dulgheru, de nu schimbați canalul, pentru că imediat o să intrăm în forță, așa cum spunea domnul Dulgheru, cântece antrenante, să jucați puțin prin casă pe acolo, că mă gândesc că ați petrecut astăzi de ziua Sfântului Andrei. Publicitate! La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferăstrăul 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253-210-736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253-237-420 sau 0756-112-054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră! Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. V-ați făcut planuri pentru noaptea dintre ani? Dacă nu, vă spunem noi! Restaurant Infinit organizează de Revelion 2018 cea mai frumoasă petrecere, cu muzică bună, preparate culinare pe alese și un spectaculos foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Emi Events Music și artiști îndrăgiți de dumneavoastră, Roberta Crintea, Emil Badea, Reli Gherghescu și Dumitru Vasilescu. Toate acestea la numai 220 de lei, totul inclus. Restaurant Infinit. Petrecere la nesfârșit.
Restaurant Tiara Events, locația perfectă pentru evenimentul tău. Restaurant Tiara Events vine acum în întâmpinarea tuturor clienților cu o sală nouă, având o capacitate de 500 de locuri pentru nunți, botezuri, majorate și alte evenimente speciale din viața dumneavoastră. Vă oferim prețuri fără concurență. Restaurant Tiara Events organizează Revelion 2018 la un preț de numai 170 de lei de persoană. Atmosfera va fi întreținută de formația Surorile Burlan. Invitați speciali Olguța Berbec și Emil Badea. Sunt Olguța Berbec și dacă doriți să pășim împreună spre noul an 2018, vă aștept în noaptea de Revelion la restaurantul Tiara din Bălești. Sunt Emil Badea și vă invit în noaptea de Revelion să petrecem la restaurantul Tiara din Bălești. La ora 1 voi fi acolo. Relații și rezervări la numerele de telefon 0765 168 764 sau 0763 311 774. Tiara Events, locul ideal pentru evenimentul tău. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL, dispunem de servicii automontaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214 554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta.
dragi prieteni, ne-a cântat domnul Dugheru la frunză, cum se cânta odată. A păstrat dânsul acest frumos obicei de a interpreta la frunză. Domnul Dugheru, de unde va veni, domnule? De unde a răsărit dragostea asta pentru cântecul popular, pentru studiarea instrumentului, pentru... Domnul Emir, cum să spun? Orice întrebare de genul ăsta mă face să mă simt ca peștele în apă. De ce? De mic am învățat la fluier de la tatăl meu, de la 5-6 ani, cred. Și după aia, celelalte instrumente, bineînțeles că sunt rău, descavalul... Tatăl și dânsul la rândul lui a fost instrumentist. Da. Mă rog, pentru el, acasă. Am înțeles. Nu extraordinar de, cum să spun, de... Cum se cânta înainte, din bătrâni? Pentru, pentru sufletul lui și pentru ceilalți care aveau plăcerea. Oricum, iubitor de muzică. Ok, da. După aia a venit saxofonul mai târziu, pe la, deci de la 6 ani până la 21. A venit saxofonul, una din piese se va lua Noiu și fac acum o trimitere chiar de ce am dat denumirea asta. A noi, fiind fostul coleg al meu de la postul ansamblu Mugurelu de la Electroputere, care cânta cu Naiu, și prin el am ajuns la, la Școala Populară de Artă. Cu gândul să mă perfecționez la fluier. În momentul ăla eram membru al formației Mugurelu, al ansamblului Electroputere, al sindicatului. Și acolo m-a deturnat domn profesor Ion Cristoiu, meu să-l odihnească, s-a dus. M-a deturnat către saxofon. Mă pune mâna pe saxofon că e mai căutat decât fluierul și a avut dreptate. Da. Este cel puțin în ultima perioadă. Da, am avut și o problemă de poziționare, să zic așa, eu plecând, neștiind, ca și taică-mă, de fapt, cu dreapta sus la fluier, după aia trebuie să schimb mâna la saxofon, să schimb altă poziția, tehnică. Poziția mâinilor, altă tehnică. Am plecat mai greu la început, primele trei luni, nu prea învățam mai nimic, nu demaram. Colegii mei deja erau avansați și eu... Și în fine, până la urmă am reușit și acum nu... E foarte acum simplu nu să mai trec este... de unul la altul. Am terminat școala populară, am făcut 3 ani, după aia am urmat clarinetul 2 ani, la aceeași școală. La clarinet, la un moment dat, am abandonat, n-am mers mai departe. Trebuia să renunț la saxofon ca să cânt la clarinet. Și mi-a mai bine ați rămas... Și am rămas pe saxofon și cu fluiere, mă rog, caval, frunza, ajungând și la frunza acum, tot în timpul copilăriei s-a întâmplat. Pe toate m-a provocat un fost prieten cu care mergeam cu caprele pe Zăvoi, că eram la 2 pași de Amalia, vorba aia. Și prin Zăvoi, să nu te plictisești, trebuia să-ți faci de lucru, cumva. Când prindeam pește, când, mă rog, când era pește, când nu era. Frumoasă copilărie. Frumos, frumos, nu, sunt atât de multe de spus. Eu zic că cele mai frumoase lucruri, cele mai frumoase amintiri tot în copilărie și au rădăcinile. Da, păi de asta, cum să spun, se formează un fel de, exact, rădăcina, cum am spus, rădăcina care ne ține mai departe în viață, cred eu. Avem un telefon care stă de ceva timp pe fir, ne cerem scuze și revenim la discuția noastră. Alo, bună seara! Bună seara, domnule Emir! Să rămână! Bună seara și invitaților dumneavoastră! Nicoleta Panta și Constantin Dulgheru. Da. Mioara Pârgulescu din Vlădureni. Da, doamna Mioara. Repede niște dedicații, că avem multă treabă. Pentru băieții și nororile mele, pentru soțul meu special care vine cu mine de până la piciorul de 2 luni aproape lângă mine, pentru vecinele mele care mă vizitează, Șipoteanu, Vinulescu, Ceapă, Bărboi, pentru toată lumea din Vădureni care ascultă muzica dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Mulțumim toată lumea. Mulțumim pe Accent TV, da? Da. Așa. Dea Dumnezeu sănătate, care mă vizitează, mă sună în continuu. Da, mă ajut. Mulțumesc frumos, o seară bună. Să rămână, vă pupăm, să rămână, o seară bună și noastră.
Ne grăbim un pic cu telefoanele, că timpul emisiunii noastre, deși este 2 ore, trece repede. Trece așa. Foarte rapid, am văzut, da. Așa, continuăm, domnul Dulghiu. Și continuând, mergeam, colegul ăsta care mergea cu mine, prietenul din copilărie, cânta și el, cânta la frunză, dar cânta puțin fals. Am reușit să prind tehnica de la el, într-adevăr, dar m-am chinuit cam o vacanță, să zic așa, cam 3 luni. Am reușit să prind tehnica și, cum să spun, mi-a plăcut sunetul. Da. Acum depinde și piesele pe care le interpretez, pe care le abordez, care da. Se pretează la frunză, dar mi-am propus să mă înregistrez, să știți, adică asta e prima piesă. E ceva... Și am așteptat să văd ecourile, să văd e părerea. E ceva mai aparte. Mai aparte, că nu prea sunt instrumentist la frunză, mă rog, știu că e cineva din Ardeal, dar eu am potențial foarte mult în spate, apropo de această frunză. Foarte bine. Nu știu cât de, cum să spun, să vedem acum reacțiile, apropo de CD-ul, și dacă sunt bune, mă îndrăznim să mă înregistrăm, pe care am o doină extraordinară, să știți. Foarte frumos. Am o doină extraordinară din copilărie și aș vrea să o înregistrez. Foarte frumos, să știți că... Da. Eu zic că oamenii apreciază toate lucrurile de calitate și așa este și acest material la care facem noi referire în această seară. Albumul se numește În casa omului bun. Mai spunem o dată că el va fi pe piață începând de mâine, începe distribuirea lui în toate magazinele de specialitate, cu precădere în magazinele casei de discuri EMI Events Music. Doamna Nicoleta, și dumneavoastră veniți tot dintr-o zonă de sat, din zona cu satului, tradiții, cu da, tradiții. Mai spre Valea Dunării. De fapt, sunt 7 kilometri de la Catane și până la Dunăre mai sunt 7 kilometri. E foarte aproape acolo. Da. La dumneavoastră, cum a început dragostea asta pentru cântec, pentru frumos, pentru folclor? Pentru cântec, cred că m-am născut. Cu altfel nu puteam să încep treaba asta. Bine, am început mai târziu, poate făcând școala de muzică mai târziu puțin, școala de artă în Craiova, dar... Bine, asta a fost, ceva. Cum să spune, dorința de a perfecționa, de a perfecționa acest da. Dar de la Dumnezeu, până la urmă, da, că dreptate, da. A cânta, știți cum este, de cântat cântă toată lumea, poate să cânte, dar e vorba da. Despre un dar aparte să ajungi să-l și perfecționezi cântecul ăsta și să-l poți prezenta în fața oamenilor, pentru că nu e chiar așa simplu, da, până la urmă. De moștenit, am moștenit-o pe maică mea, care a cântat exact cum să și Dulgheru de la taică, s-o moștenit, eu am moștenit de la mama. Mama a cântat, când era tânără, a cântat pentru ea, cum să zice, dar da. A cântat, a avut o voce extraordinară. Și mama mea, mi-aduc aminte, mă ținea pe genunchi și cânta, avea mașină de cusut, o și salut acum, dacă ne urmărește de acolo. Și noi o salutăm pe Dumnezeu. Mă ținea pe genunchi așa și, da. Și bătea la mașina de cusut și cânta acolo și eu mi-aduc aminte și acum că eram... Da. Spuneți, da. Vă rog, îmi cer scuze că v-am întrebat. Da, nu, nicio problemă. Și mi-a plăcut de mică, ce să mai... Îmi plăceau nunțile pe Valea Dunării. Da. Pe Valea Dunării, pot să vă spun, de copil mă rugam de părinții mei ca să mă ia la nunți. Și mă făcuse mai mărișoară și nu, ce mi-e rușine să te mai iau, că o să râdă lumea de noi. Și eu ziceam, nu merg să mănânc, merg să ascult lăutarii. Da, v-a plăcut de mică jocul și cântecul. Jocul și jocul, da, da. Am făcut și dansuri populare și apoi după aia am rămas pe cântat. Povestea domnul... De întâmplarea de când era mai micuță, Dulgheru, de la 7-8 ani. Da. Chiar ar fi foarte interesant să vă spun. Că... Da, aveați treabă pe acolo, pe la nuntă, cu nunta pregătirile, cu nunta curățenia. Nunta veniseră lăutarii și eu nu terminasem de măturat. Vecinele când au... Dă-o naibii de mătură! M-am lăsat-o deoparte și m-am pus pe joc. Dumneavoastră aveați treabă cu jocul, nu cu mătura. 7 ani sau 8 ani. Da, mi-a plăcut tot la fel de... Au trecut ani și dragostea pentru cântec în tot acest an s-a intensificat și ați ajuns, uite, să bucurați la rândul dumneavoastră oamenii și să cântați așa cum vă cântau lăutarii. Când eu eram mică și îi ascultam. Da. Așa, foarte frumos. Da. Salutăm, uite aici, să nu uităm și prietenii noștri pe Facebook care ne urmăresc de prin toate părțile. Salutăm pe doamna Norica Hațegan, care și dumneavoastră este o interpretă foarte îndrăgită din zona Ardealului, de pe la Hunedoara, de pe acolo.
Mai avem prieteni de pe la Severin care îmi salută pe doamna Florii Dumitrescu, o salutăm și pe dânsa și pe toată lumea. Pe toată lumea care se uită la noi. Proiecte de viitor, altele în afară de asta, am înțeles că cântați împreună în formația, domnul? Da, formația noastră și completă, cu orgă, vioară. Noi avem un coleg de muzică, Ilie Popescu, de muzică populară. Ios, foarte frumos. Deci, cine vrea să vă contacteze, poate ajunge și el la dumneavoastră pe aici, pe emisiune. Doamne ajută, cum să nu. La noi, cum să spun, ușa televiziunii Accent este deschisă pentru toată lumea, pentru toți interpreții care au ceva de spus în muzica populară și în folclor. Și pentru cei consacrați, dar și pentru tinerii interpreți care bat la porțile afirmării, pentru că și noi la rândul nostru am fost cândva la început și e bine să dăm o șansă tuturor să vină aici. Asta a fost gândul meu în momentul în care m-am implicat în acest proiect. Da. Foarte frumos. Trebuie să fim, cel puțin eu, din punctul ăsta de vedere, am așa o gândire aparte. Pentru că nu poți să, că mulți îmi spunea și mie că cum poți să ai și casă de discuri, să faci și televiziune și asta, pentru că până la urmă muncești pentru alții, alți solizi, nu te roade așa. Niciodată n-am avut acest sentiment. Niciodată, dimpotrivă, eu consider că pentru fiecare este un loc în lumea asta și noi, mai ales noi colegii, în acest domeniu ar trebui să fim toți uniți și să ținem unii la alții, pentru că și așa viața e destul de grea și de scurtă. Dar având în vedere, ne uităm acum că cum câteva zile am pierdut mari artiste ale teatrului românesc și până la urmă de ce să nu fim toți să muncim și să ne ținem toți de mână ca să mergem mai departe cu aceste frumoase cântece românești ale noastre. Aș vrea să punctez două lucruri. Vă rog, domnul Dulce. Întoarce puțin la școala populară. Da. Și să știți că e foarte, foarte indicată școala, o școală, chiar o școală populară sau altceva mai sus, un conservator, te disciplinează puțin în muzică. Cel puțin eu am constatat treaba asta și am constatat-o când la Nicoleta s-a văzut foarte, foarte bine după ce... Bine, ea a și muncit la școală. Deci ea se ducea și gata, să cântăm. Hai, cine cântă? Nicoleta! De cânta, una la mână și doi, vorbeați de unitate, unitatea dintre noi, dintre soliști. Eu, printre altele, la serviciu sunt și președinte de sindicat, să știți. Da, eu știu, dar e bine să știe. Președinte de sindicat și apropo de unitate. N-ar fi rău dacă ne-am organizat puțin în zona asta și, nu știu, s-a încercat toată să facă un sindicat pe zona respectivă. N-ar fi rău, este o idee foarte bună, pentru că, să știți, sub altă formă. Avem nevoie și noi. Sub altă formă, nu neapărat sindicat, dar sunt foarte mari lacune și în legea drepturilor de autor și mai multe, dar astea sunt alte discuții și ar fi bine totuși să fim mai strânși. Vorbeam de unitate, da. Asta e una din caracteristicile sindicatelor sau organizațiilor de genul ăsta. Poate punem noi ceva la cale și facem o... Avem telefon, s-a și pierdut între timp. Ne cerem scuze că mai și vorbim, că vin oamenii de la distanță și mai stăm și noi aici, mai aflăm lucruri despre dumnealor. Mai luăm puțin acest CD. Deci, îmi fac colegii că iarăși s-a refăcut legătura. Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână! Bună seara, domnul Emil, dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră. Bună seara. Să rămână la Novați. Da, doamna. Vreau și în seara asta toate melodiile cu invitații dumneavoastră pentru colegele mele de salon de la Spitalul Novați. Aoleu. Salutăm pe toată lumea care e acolo și le dorim tuturor sănătate multă. Și pentru prietena mea, doamna Maria Luciriță. Și pentru doamna Maria. Bine, domnul Emil. Să vă faceți bine toată lumea de acolo, de la spital, da? Da, domnul Emil. Bine. S-a bolnăvit baba, a venit la spital, ce să facem? Ce să facem, doamnă? Toți mai tragem de ele. Important e să trecem peste ele, să nu fie ceva grav. Nu, domnule, nu. Bine.
Foarte mulțumim. Bine, să rămână o seară frumoasă. Multă sănătate vă dorim. Vorbeam despre, încă o dată să revenim la acest minunat album pe care noi îl prezentăm astă seară în primă audiție și în premieră, se vede pentru prima dată acest album pe piața muzicală. Este un produs original. V-aș întreba la liniile melodice și la astea v-a ajutat cineva sau tot dumneavoastră ați mai cochetat așa un pic? Am avut și o mică contribuție în zona pieselor Nicoleta, dar covârșitoarea contribuție și să-i mulțumim încă o dată este a lui Marian Bucosu. Îl salutăm cu respect. Este un succes. Și mulțumim și doamnei Jeni. Și de doamna Jeni. Care m-a ajutat în realizarea textelor. Amândoi sunt niște profesioniști și eu am colaborat de foarte multe ori cu dumnealor și iasă lucruri frumoase din până la urmă. Vreau să am remarcat când dumneavoastră cântați acolo, mă uitam așa la televizor și vă vedeam așa de frumos și impecabil îmbrăcați costumele și doamna Nicoleta și domnul Dulgheru. Aveți o ie foarte frumoasă, foarte viu colorată. Manual este chiar și pe Facebook, pot să spun, da? Da. Sunt... Nu mi-aduc aminte pagina acum. Mă rog. Da. Se pot găsi. Cine vrea să meargă acolo, poate să ia legătura cu noi. Aș vrea să completez după un model original la care n-am mai rezistat materialul, că vorba aia era destul de veche. Deci a fost veche, un fel de exact. Reconstituirea nu, unei... Nu se mai putea folosi și atunci, da. Dar oricum, foarte, foarte frumos realizată și se vede cu maestrie așa, cu... Este, presupun, din zona dumneavoastră. Ne nobilează, ne nobilează. Da, mai ales pe doamne. Da. Eu așa consider. Și se vede foarte clar. Deci, costumul popular inobilează pe toți cei care îl îmbracă. Da, este, cum să spun, muzica, până la urmă, muzica populară, dacă nu ar fi... costumul popular, din punctul meu de vedere, este respectul față de muzica pe care o interpretez, de folclor. Că dacă... De exemplu, eu am avut într-o seară aici, a fost invitat domnul Petrică Mățu Stoian și am venit pe drum și mi-au făcut o surpriză băieții aici așa în regie, bineînțeles cu domnul Petrică, și când am intrat aici în platou, m-au chemat până aici, au și dat drumul la melodie și am cântat cum am venit pe drum. M-am simțit așa un pic, zic, băie, totuși noi, dar a fost o chestie de... Neașteptat, o surpriză așa, dar un interpret de muzică populară așa stă bine, îmbrăcat. Exact. Inclusiv la, nu numai la televizor, și la anunț. Oriunde. Când la orice apariție din asta în fața oamenilor e frumos să fie îmbrăcat în costum popular. Avem aici mesaje, ne trimite lumea mesaje, nu mai știu unde să mă uit mai repede. Mai salutăm o dată pe moșul meu, pe domnul Adrian Bobină, îl salut și pe toți finii mei. Nu mă apuc să-i înșir acum, dar vă salut pe toți la rând. Da? O să rog pe colegii mei să pregătească din nou niște melodii cu invitații mei din această seară, piese în prima audiție, aici la Accent TV, piese de pe cel mai nou album al dumnealor, o colaborare muzicală, zic eu, de excepție și care va avea succes. O să rog pe invitații mei să se pregătească să meargă la locul de cântat, iar dumneavoastră să rămâneți alături de noi.
acasă. Dacă n-am aștept și tac, pentru zi sau două fac, că la bani sunt norocoasă și Dumnezeu nu mă lasă. Foarte frumos am ascultat din nou pe doamna Nicoleta Panta și pe domnul Constantin Dulgheru, invitații mei din această seară, care au venit cu sufletul deschis către dumneavoastră să vă prezinte cea mai nouă realizare a dumnealor, cel mai nou și frumos album care sperăm să intre în casele dumneavoastră cu mult drag. Avem o grămadă de oameni aici care îmi salută pe Facebook. V-am spus că se transmite și pe Facebook emisiunea noastră și pe cablu, bineînțeles, dar aici ne salută toată lumea, uite, din Italia, din Spania, din ne salută oamenii de peste tot și vă, uite, mă felicită pentru faptul că v-am invitat astă seară aici. Mă bucur că sunteți și știam că sunteți pe placul oamenilor. Vreau să spun că sunteți și niște oameni foarte serioși din punct de vedere al, ca și om, ca și artist. Am avut o colaborare foarte bună în ceea ce privește acest material și vă mulțumesc și eu la rândul meu pentru faptul că ați ales să lucrați cu mine și cu echipa mea. Timpul, din păcate, este dușmanul nostru în toate, și în emisiune, dar și în viața de zi cu zi. Trece foarte repede. Deși avem 2 ore la dispoziție, nici nu știu când au trecut. Am mai încercat să vorbim cât mai mult, să prezentăm oamenilor cât mai multe, datorită faptului că știu că veniți de la Craiova și e bine să știe oamenii, să vă cunoască oamenii cu, în ansamblu, dar trece repede, ce să facem? Dacă pe final, așa, de emisiune, ați mai avea câte ceva de adăugat, câte ceva de salutat pe cineva, eu știu, de, nu știu, aveți cunoștințe, prieteni aici în zonă sau... Singurii care îi cunoaștem aici în Gorj este familia Zgaibă. Îi salutăm, salutăm. Da, sunt Adriana și pe domnul Liviu. Sunt colaboratorii noștri. Da, și noi colaborăm cu o familie deosebită. O familie deosebită, da. Sunt niște doi băieți talentați. Să le trăiască, să fie sănătoși. Și salutăm pe toți cei toți cei care ne-au privit în această seară. Și cei care astăzi au sărbătorit ziua numelui, toți cei care poartă, în primul rând, pe dânsi ar trebui să-i, care și-au petrecut încă o dată, da. Astăzi, mâine este 1 decembrie, este ziua națională. Mai petrec, mai ziua națională. Deci să spunem la toată lumea la mulți ani. Cred că petrecerea în toi în momentul ăsta, dacă poate animeri chiar. Păi, trebuia, cum să păi da, că mâine e zi liberă, mâine iar la fel sunt... Păi de bine acum, 4 zile... Săptămâna viitoare e Sfântul Nicolae, să le spunem... Dându-i sărbătoare în sărbătoare. La toți cei care serbează de Sfântul Nicolae, să le spunem și dumnealor la mulți ani să fie sănătoși. Tuturor celor care se sărbătoresc ziua, și acum vine perioada sărbătorilor... Da. De sărbători v-ați făcut ceva planuri? Sunteți ocupați sau... prinși ca pe fiecare an. Da.
Mergeți, suntem plecați de Revelion, suntem pe la Ema Est. Am înțeles, nu trebuie să spunem că nu prea, dar așa v-a scăpat. Mergeți, deci să înțeleg că și ca și noi ceilalți în noaptea de Revelion cântați, da. Și vă, cum să, petrecem alături de cei care sunt alături de noi acolo, da? Da. Deci încă o dată, dragi prieteni, astă seară am avut un cuplu muzical extraordinar aici la Accent TV. Cei care ne-ați văzut și v-au plăcut invitații mei, să invitați să cânte la petrecerile dumneavoastră. Dacă acum, pe finalul finalului, mai aveți ceva, domnul Dulgheru? Da, dragi prieteni ai folclorului, vedeți, noi care suntem în fața dumneavoastră și suntem interpreți și venim cu piese culese fiecare din zona lui, considerăm că avem acest dar de la Dumnezeu, nu numai pentru noi, cât și pentru dumneavoastră. Deci noi, nu e normal ca să-l menținem pentru noi și e bine să-l dăm către dumneavoastră cu inima și cu sufletul deschis. În felul ăsta, făcându-vă poate puțin, puțin mai fericiți. Dacă noi în seara asta am reușit să ajungem la sufletul dumneavoastră și cum să spun, ne-ați apreciat cât de cât. Eu noi sunt convins că... Noi vă mulțumim foarte mult. Îi mulțumim domnului Emil Badea pentru invitație și pentru acest CD care va fi lansat, fie lansat deja pe piață. Ce să vă mai spunem, sărbători fericite de Ziua Națională, să dăm să fim mai uniți și mai înțelegători unii cu alții. Să ne vedem sănătoși și cu alte ocazii și să fim și sărbători fericite, să fim sănătoși cu toții. Asta e. Foarte frumoase aceste cuvinte de încheiere, domnule Dulgheru, și eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine aici și de colegii mei de televiziunea Accent. Mă bucur că ați putut să veniți astă seară și mă bucur că ați ales să colaborați cu noi. Și altă dată, cu mare plăcere, oricând aveți trecere sau oricând aveți plăcere, ne puteți anunța. Dacă nu vă sunăm noi și vă vine dor de noi, puteți să veniți oricând aici la noi. Vă așteptăm cu mare plăcere. Vă mulțumim de invitație. Cu drag. Dragi prieteni, emisiunea Tezaurul de Folclor și în această seară a luat sfârșit. O să îi rog pe invitații mei să ne mai cânte ceva pe final de emisiune. Dumneavoastră, nu uitați să mergeți să achiziționați acest material discografic în casa omului bun, Nicoleta Panta și Constantin Dulgheru, pentru că așa se simte un artist apreciat în momentul în care îi sunt cumpărate CD-urile, de ce nu? Pentru că în ziua de azi pirateria este la mare, mare scară. Emil Badea vă mulțumește încă o dată datorită faptului că ați petrecut aceste două ore cu noi și vă invită joia viitoare aici la Accent TV. Până atunci vă doresc distracție plăcută celor care vă petreceți astă seară și sărbători frumoase până data viitoare. Numai bine!
vrea să joace cu ea, dar ce face el nu-mi place, mai bine mă lase în pace. Ori mi-a furat inima, ori vrea să joace cu ea, dar ce face el nu-mi place, mai bine mă lase în pace. Soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc.